Credincioșii maramureșeni au urcat și anul acesta dealul Rohiei de sărbătoarea Sfântului Nicolae pentru a participa la hramul Paraclisului de la demisolul noii biserici a mănăstirii. Sfânta liturghie a fost săvârșită cu acest prilej de Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al eparhiei. În cadrul slujbei a fost hirotonit un ieromonah pe seama mănăstirii Rohia și un tânăr teolog întru diacon. Am revenit în muntele cel sfânt al Rohiei pentru sărbătoarea hramului Paraclisului Sfântul Ierar Nicolae de la primul nivel al noii biserici, Paraclis care a fost sfințit în 1997, după ce în 1996 s-a desfăcut vechea biserică și trei ierarhi, preasfințitul vrednic de pomenire Iustinian, preasfințitul Ioan al Oroadei și noi am pus piatra de temelie. Într-un an de zile s-a terminat paraclisul la primul nivel ca să avem spațiu de slujire și l-am sfințit tot cei trei ierarhi împreună în 97. Deci sunt 23 de ani de atunci, în fiecare an, de sărbătoarea hramului Paraclisului, pe care l-am închinat Sfântului Ierar Nicolae pentru că Nicolae German a fost preotul întemeitor și Nicolae Ivan, vrednic de pomenire, episcopul sfințitor al primei biserici. Venim în fiecare an să cinstim pe Sfântul Ierar Nicolae cel blând și bun și să-i cinstim ocrotitorul paraclisului noii biserici. La sfârșitul Sfintei și Dumnezeiești liturghiei, am săvârșit slujba parastasului pentru toți ctitorii, ostenitorii și binefăcătorii acestei sfinte mănăstiri de la întemeierea ei și până în zilele noastre. Pe această ocazie binecuvântată de sărbătorire și prăznuirea Sfântului Ierarh Nicolae, îl rugăm pe Dumnezeu, care este minunat întru sfinții săi, să binecuvinteze cu har, cu sănătate și mântuire sufletească pe toți cei care poartă numele Sfântului Ierar Nicolae și pe toți creștinii drept măritori din țara noastră și de pretutindenea. La final a fost lansat volumul Arhimandritul Serafim Man, duhovnicul harnic și smerit de la Rohia, la împlinirea a 85 de ani de la nașterea sa și la 7 ani de la trecerea la Domnul. Anul acesta dorim ca să evocăm o personalitate duhovnicească pe unul dintre marii stareți ai mănăstirii Rohia, care a stărețit aici în vremuri nu ușoare. Timp de 11 ani, 1973-84, a fost starețul mănăstirii și anul acesta se împlinesc 7 ani de când s-a mutat la Domnul și 85 de ani de la nașterea în această viață. Cu această ocazie am editat un volum in memoriam Părintele Serafim Man, unde au scris 40 de oameni despre viața lui, despre cum l-a cunoscut, oameni de toate categoriile sociale, de la ierarhi până la mireni, toți deopotrivă au scris din suflet și așa cum au simțit că l-au cunoscut și l-au văzut pe Părintele Serafim. Sărbătoarea de astăzi s-a încheiat cu interpretarea colindelor tradiționale de cler și credincioși.